Salutare băieți, sunt Drage și am revenit din nou cu această serie noastră de Minecraft. Am văzut că v-a plăcut la nebunie acel episod cu serie nouă din Minecraft, episodul numărul 1. S-a uitat 300 și ceva de oameni, mi s-a părut wow, deci mi s-a părut foarte mișto. Și nu mi-a venit să cred. Deci, normal o să mai facem multe episoade în această serie. Dacă vă plac, o să facem 20-30, câte vreți. Când o să văd că nu sunt mai sunat atât de multe vizualizări, nu o să mai fac. Sau dacă vreți, chiar pot să mai continui. Deci, data trecută am făcut de rost de ceva lemn. Avem aici ceva mâncărică din ce văd. Și am vrut să ne facem noi o casă în copac. Deci, hai să începem un pic cu căsuța noastră în copac. Vă mulțumesc din suflet pentru cei 2100 de abonați. Nu știu cum, dar cresc atât de repede abonați ăștia, încât nici măcar nu-mi vine să cred. Hai să construim ceva, să mai ieși cu animăluțele, pentru că nici măcar un video nu pot să-l postez fără ele. El este așa, pe lângă mine. Să las ăsta de aici? Nu, l-aș lăsa, hai să-l spargem. Am văzut că 2-3 oameni mi-au scris și prin comentarii că nu trebuia să fac aia, de ce n-am spart chestia aia cu altceva. Îmi place, adică puteți să scrieți chiar și în comentarii dacă vreți, nu neapărat milioane de mesaje, dar 2-3 mesaje acolo să-mi spuneți ce fac, ce nu fac bine și ce fac bine. Pentru că unele chestii nici măcar eu nu știu ce, cum le fac sau dacă nu trebuie să fac chestia aia sau alte chestii. De exemplu, o persoană mi-a spus că nu trebuie, de ce n-am spart animalele, dat în animale cu toporul. N-am dat animale că nu eram atunci, pe secunda aia cu toporul, nu știu. Dar mie îmi place că mă atenționați, că uite, poate nu-mi dădeam seama atunci și acum poate o să-mi dau seama. Să spargem ăsta. O să arate ciudat scările așa în aer, dar aia e mai trefum la urmă. Dar unde ne facem? Mai am pus și mă. Să facem așa aici, o să facem ușa. Chestul ăsta nu-mi place deloc aici. Ba, nici crafting deloc. Mamă, ce riscă. Nu să avem nici foarte mult lemn, asta e problema. Problemuța. Ceva de genul. Molo. Acum a căzut Bela de la geam, dar a căzut măcar în picioare. Hai să-mi facem și noi ceva. Hai să punem și noi 2-3 torțe. Hai să strângem un roz de un pătuț. Dar dacă aș vedea și oi albe, să fie 3 oi albe. Foarte legendar ca la oaie să se pice două bucăți de lână și atunci ar fi șmecher. Am făcut și Bela un miau. Pentru miau ei dați voi un like și un subscribe. Încă unul. Încă unul. Bine, sta mai nervos un pic. Dar nu văd și o lână. Ok, ciudat, nu văd nicio oaie. Aia, găină. Ok, până atunci hai să... O să scrie de ceva. O să facem... Ce să facem noi aici? Aș vrea să fac asta așa liberă și cu niște... Am nevoie de iron ca să fac din alea foarfecă. Ca să pot să strâng și eu...
frunze. Dar până atunci am făcut niște scări. A, păi aici nu-i bine, că aici o să fac eu chesturile. Deci când urcăm pe aici, o să trebuiască să mergem pe aici, așa. Uite așa, gata. Scările cred că le-am făcut degeaba un pic. Să le pun jos. Cred că o să le pun aici, jos. Dar... mi-ajung oare? Da, mi-ajung. Dar nu-ți fac până sus. Și uitați cum o să fac. Deci tehnologie... inversă. Bam, bam. Ok, mă rog. O să fac boom, boom. Și... da, din păcate, fix unde construiesc eu, dar nu mai zic nimic, am. Așa, deci s-a pus groapa asta fix unde fac eu scara aici. Da, știu, am auzit unde ala să fac. Măcar aici, pe partea asta mică, așa. Mamă, ce e aici? Măcar avem casă în copac și nu ne afectează jos, totuși. Dar aș mai face așa, măcar două rânduri. Dacă e să cad, să fiu un pic protejat. Așa. Gata. Și acum tem bum, bum, bum. Și facem așa. Ne urcăm aici și gata. Mergem pe aici așa. Ne urcăm aici. Sau putem să facem direct o groapă aici, așa, ne urcăm. Mergem pe aici, bum, și ne urcăm. E un pic mai complicat decât doar o scară sus așa. Dar e ok până la urmă. Avem aici un din ăsta. Hai să băbăm niște pâinicuță. Ce să mai facem noi? Având casa în copac, e nasol să stai să te cobori, să urci, să cobori, să urci, să cobori, să urci. Dar asta e, din păcate. O să facem așa. Mă gândesc să facem un pic mai mare zona, doar așa un pic. Voi acum ascultați-mă, ca să văd... cum să zic, ce să fac să vă placă. Deci să fac aici așa, să măresc un pic cu lemn și să pun dirt, să facem o fermă a noastră. Nu ar fi șmecher? Eu zic că ar fi mai ok. Că dirt mai luăm din groapa aia și avem sigur. Uite, o să facem așa. Și acum se strânge repede, că ai peste tot în lumea asta dirt, adică... am căzut acolo, stai, ce? Pe bun, am și un clipit pentru asta. Nici măcar nu știu unde mi-a făcut casa, sincer. Stai, nu știu unde mi-a făcut casa. No, 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 no. M-am pierdut de casă. Ah, eram, uite, pe aici. Era undeva pe aici. A? De fapt, pe aici eram. Adică, departe nu sunt. Dar nici în locul ăla. Dar acum ar trebui să se vadă într-un copac lemn, adică na. Mai e și alb. Pă, și unde e? Că nu văd. Dacă mă dusesc în departe,
am jucat de Jiguzu și cred că aveam și oase de la Skeleton. Pa, am pierdut de casă. Deci nu cred. Deci cam din păcate boys m-am cam pierdut de casă. Deci m-am pierdut de casă, din păcate. Dacă ne mai găsim, măcar să am ceva lână. Pua, m-am pierdut de casă. Nu știu. Ah, ah, gata. Vedeam asta, gata. Gata, știu pe unde e casă. Gata, nu ne-am pierdut. Gata, gata, știu. Vedeam chestia aia și înseamnă că e undeva pe aici acasă. Ta. Uite, o vedeam aia, deci e undeva pe aici. Undeva mai în față, cred. Deci nu suntem departe, asta e bine. Mamă, și avem și oița. Come on, gata. Ne facem și pătuți. Mamă, deci nu vine să... Cred că ne pierdusem chiar așa de rău. Deci ne-am pierdut atât de rău. Păi, da, eram pe aici, dar nu știu pe unde pe aici. Păi, da, eu alea nu le vedeam, adică... Vedeam baimul ăla, dar... Chestia aia, sincer, nu. O să merg și acolo, da. Aș vrea să mă găsesc în tine casă. Bă, deci să mă pierd așa de casă? Nu vine să cred, efectiv. Deci eram sigur pe aici. Uite, prin zona asta, că era un copac de la bun, m-ar fi, bun, doamne, nu era alb. Deci eram pe aici, pe undeva, sigur. Da. Din păcate, ne-am cam pierdut de casă. Bă, dar nu mai moară ăsta. Că un pun copac, poate vedem ce. No, no, creeper, no, no, no. Aaaa, nu! Ajutor! Să mă ajute cineva! Dar nu-i un copac mai jos, să mor și-o cu el. Mamă, mamă, mamă! Da, băieți și fete, din păcate... M-am pierdut de casă. Chestia acolo. Că dacă era ca de-n parte. Da, nu știu. Și cam atât a fost cu acest episod. Din păcate, n-am cam pierdut de casă. Am o bănială că este cea din spatele meu acolo unde vedeți un pic de lumină. Din păcate ne-am cam pierdut și sper să o mai revedem. Noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!